Bună seara și bine v-am găsit! Astăzi vreau să continuăm ideea cu video și promovarea video, dar mai precis, mai pe concret, în sensul că dacă ne uităm nu doar în România, ci și afară, o să vedem că, nu știu, să zic aproximativ în ultimii 2 ani, aproximativ, o nouă modalitate, un nou tip de promovare și de conținut video și a apărut. Și numai că a apărut, ce a explodat în România. Era cunoscut și pe afară, dar în România efectiv a explodat. Și mă refer la podcast. Mă refer la, hai să spunem, emisiuni tip podcast, care poate fie audio, fie video, cu un conținut clar, mai de lungă durată și cu discuții rezonabil libere, mult mai libere decât în general formatul standard de televiziune. Și a explodat odată pentru că în timpul pandemiei stăteam acasă și ne uitam la televizor și ne uitam și la video și ne uitam, pentru că trebuia să stăm în casă, și doi, pentru că e un format mult mai liber și atunci poate explora o grămadă de direcții care sunt dificil de explorat într-un timp limitat. Și despre asta vreau să vorbim astăzi, despre industria, hai să spunem industrie, putem să spunem industrie, a podcasturilor în creștere în România și explozia care a avut anul trecut. Mie te-am găsit, Constantin. Tu, ăsta e în esență unul din principalele tale business, dacă nu chiar cumva chiar business-ul principal. Poți să zic industria podcastului în România. E corect? Așa este. E corect. Activ. Vă mulțumesc pentru invitație, Radu. Mulțumesc și ție și spectatorilor care se uită la noi astăzi. Da, noi activăm și eu activez în această industrie, să spunem, creatorilor de conținut, pentru că suntem în această industrie de peste 5 ani. Și cumva alături de o echipă am făcut și conținut video și conținut audio. Dar exact cum spuneai și tu, conținutul audio are o tendință crescătoare de mai mulți ani și pentru că este ușor de consumat. Practic, resursele ar fi minime, în sensul că poți să pui o cască și cam atât. Și, îl poți consuma nu numai acasă, ci și la alergat, și la sală, exact, și în autobuz, și în drum spre birou, exact, și în drum spre, nu știu, o vacanță, adică o poți asculta în mașină. La mașină, exact. Exact. Și atunci de aici vine și creșterea, iar publicul din România îl descoperă și, bineînțeles, descoperă podcasturile internaționale, cele cunoscute. Și asta automat îi aduce și la podcasturile din România. Exact, în momentul în care cauți și ești prezent pe mai multe platforme, atunci există și ușurința de a adopta și un podcast de aici din România. Mai ales dacă vorbim de talk show-uri, noi ne-am îndreptat către zona de talk show-uri de business, afaceri economice și în zona de familie, cumva găsești un public foarte, foarte, foarte variat și un public care acceptă foarte ușor acest tip de conținut. Chiute, chiar asta de ascultat în timp ce conduci, nu la cască. La boxele de la mașină. La boxele de la mașină. Să fii atent și la... Și la... Sau poți să ai casca într-o singură ureche. Sau poți să ai casca într-o singură ureche. Dar recomandat e să ai ambele urechi libere. Da. Uite, asta mi-aduce aminte de un mic videoclip care l-am văzut acum vreo 2 săptămâni. Era vorba de un profesor din Statele Unite și îmi spunea că se întâmplă acum un fenomen oarecum nemai întâlnit în istoria umanității. Până acum, de fiecare dată când venea un nou conținut media, automat creștea nou conținut înlocuind un conținut vechi. De exemplu, cinematograful a luat timp de la piesele de teatru, televiziunea a luat timp de la radio, presa scrisă a luat timp de la cititul cărților, internetul a luat timp de la televizor, să zicem, Facebook-ul. Ce se întâmplă acum este că în ultimii ani au apărut medii care nu iau timp de la alt conținut, ci se suprapun. Asculți un podcast în timp ce te uiți pe Facebook la imagini. Te distrezi, te uiți la niște imagini, nu știu, cu căței, pisici, ceva de genul ăsta, sau te joci pe calculator și asculți și un podcast în același timp. Deci, practic, avem un conținut. Și asta e cam specific podcastului, pentru că, în esență, nu poți să vezi două chestii în același timp. Și să și înțelegi. Și să și înțelegi ceva, da. Dar poți să te uiți la ceva care nu e foarte, foarte greu de digerat și să mai faci și altă chestie. Da, așa cum spuneam, și acasă, atât eu cât și soția mea, ascultăm podcasturi chiar și când avem lucruri mai puțin
care necesită o atenție mai mică, în sensul că poți să faci curățenie, poți, da, să faci, exact, poți să gătești ceva în timp ce asculți un podcast și aici. Într-adevăr, acest tip de conținut îți ușurează modul prin care îl consumi și atunci dai și aici creștere. Evident că diferența o face calitatea, o face sunetul, subiectele, modul în care sunt prezentate și, bineînțeles, prezența și pe alte rețele, pentru că fiind un mediu nou, cumva trebuie să folosești mediile dedicate, dar în același timp trebuie să anunți oamenii, dacă existau oameni care te urmăreau pe YouTube sau pe Facebook sau dacă aveai o platformă proprie, cum avem noi, din platforma proprie îi anunțăm că există și această variantă și poți asculta, evident, avem și conținut premium și conținut free, gratuit, dar și conținut plătit. Presupun că conținutul free e ca să te promovezi cumva, într-un fel, da, și free și ca să te și promovezi, e ceea ce se cheamă content marketing într-un fel sau altul. Exact, tocmai ca să vadă oamenii să se convingă, să se testeze că există o bază reală de discuție, subiectele sunt la zi, subiectele rezolvă probleme sau provocări pe care le au un business adevărate și să se convingă că acel conținut este arie de expertiză pe care ei pe care urmăresc și atunci cumva se face acest matching. Clientul free în 15-20 de zile sau în 7 zile cel mai rapid se convertește în client care plătește și automat în platformă are mai multe beneficii. Noi doar de un an și jumătate, 2 ani am introdus podcastul. Practic avem mai mult conținut în zona clasică de video streaming. Gen tutorial cumva sau poate... Nu neapărat tutorial, ci mai aproape de talk show-uri. Aproape de talk show-urile clasice de TV, dar care au subiecte punctuale și care sunt evergreen. Adică sunt principii care se pot aplica fie de la marketing sau de la branding, care se pot aplica și peste un an și peste 2 ani. Evident, mai ai... facem refresh la conținut, dar conținutul de podcast este într-o mare creștere. E o categorie nouă în care am investit și în zona de, că tot vorbeam de accesorii, scule și echipamente. Trebuie să pornești, dacă ești la început, trebuie să ai o investiție minimă în zona asta. Uite, asta e o chestie bună, pentru că mă uit, s-au lansat o grămadă de podcasturi în România, foarte multe. Majoritatea cred că pe zona entertainment mai mult. Dacă te uiți acum, cred că mare majoritatea vedetelor își fac, ori au deja, ori își fac podcast. Da. Mai ales cele din televiziune, că oricum e ușor de promovat. Dar clar, mult mai multă lume avea. Cam cât rezonabil așa estimez că ar fi un studio sau ce poți să faci dacă vrei să lansezi un podcast și cât te-ar costa ca să pui cât de cât la punct ceva tehnic ok? Păi, în primul rând trebuie să te gândești prima opțiune de ce faci asta. Dacă o vei face ca un model de business, atunci trebuie să vezi care sunt modalitățile prin care poți să monetizezi această pasiune. Poate pornește din pasiune, dar cumva trebuie să o monetizezi. La început trebuie să fie și pasiune. Trebuie să fie și pasiune, că altfel nu o să prindă. Exact. Dacă este pentru companie și compania spune ok, dacă tu ești pasionat de asta și noi îți dăm bugetul, atunci poți să faci bugetul mai mare sau, mă rog, poți să mergi pe un buget mediu, să spunem, să nu e ce mai scump. Ce înseamnă un buget mediu, aproximativ? Păi, dacă e să ne uităm la o cameră, în primul rând, la o cameră unde ai putea să susții acel podcast, în primul rând trebuie să aibă câteva izolații. Aici mă refer la izolații fonice, după care trebuie să ai două microfoane, două microfoane care pot să fie de la 200 de euro până la 1000 de euro, în funcție de bugetul. Deci două microfoane, două perechi de căști, o interfață audio, un recorder audio aș recomanda, o interfață și recorder audio ca să faci și backup în același timp, în momentul în care înregistrezi, să poți să ai și sunetul separat. Aș recomanda un recorder de la un buget de 500 de euro în sus, în sensul că îți înregistrează vocile separat. Dacă ai, poți să ai doi invitați, există podcasturi acum cu doi invitați fizici și cu doi invitați remote. Depășit perioada pandemiei, să zic așa, dar în continuare există acea barieră de distanță și atunci poți să faci un podcast foarte interactiv cu doi invitați, cu un invitat în studio și cu doi în afara studioului,
care pot fi conectați fie prin Skype, Zoom și așa mai departe, programele celelalte, cum PC, sau printr-un telefon, intervenție telefonică. De aceea spun că o interfață audio deșteaptă cu un recorder atașat pot înregistra separat vocile. Te ajută foarte mult în post-procesare. Adică să ai vocile separat. Da, da, da. De la fiecare invitat în parte, în cazul în care se întâmplă ceva. Deci un recorder cu backup, repet, între 200, 500, chiar și 1000 de euro, poate fi un recorder. După care m-aș mai gândi la un set de cabluri bune, care să meargă, după care mă refer la cablurile XLR, că aici sunt conexiunile cabluri XLR, după care dacă aș investi și într-o imagine, aș lua o cameră semi-profi, să am și imaginea, să am și video înregistrat, și după aia m-aș gândi și la un computer care să înregistreze toată povestea, care să fie unul bună calitate, cu o placă video dedicată, dacă s-ar putea și în zona asta. Deci, câteva mii de euro, 5-6 mii de euro, cam acolo, da, asta dacă avem o cameră și camera izolată, dacă nu se închiriază, cumva și aici e un cost. Deci dacă stai să o gândești economic și business, trebuie să gândești la toate costurile, curentul, respectiva chirie și așa mai departe. Dar dacă să spunem că ai toate sculele astea, după care, bineînțeles, intervin costurile de distribuție. Aici, pe toate rețelele, să-ți faci conturi, să te asiguri că există câteva... Și să și promovezi. Da, să și promovezi conținutul respectiv, că trebuie să ai un buget de promovare lunar, fie că promovezi pe Facebook, YouTube și alte rețele, Instagram, spre exemplu. Poți promova și acolo și acolo apar costuri. Aș mai putea spune că ar mai putea apărea anumite costuri la momentul producției. Pentru că poate postproducția și omul, și post-producția sau salariul omului care să monteze astfel încât totul să fie ok, fără euri, fără miuri, fără strănut, fără, mă rog, dacă vrei să curgă totul lin. Da, da, și aici, dacă vorbim și de un sistem de monetizare cu reclame înăuntru, trebuie să ai jingle-uri respective pregătite și în postproducție să fie puse la început, la final, sau cum mai... Noi avem și varianta asta, în sensul că punem la început și la final câteva reclame în podcast direct. Cumva poți să dai skip, dar auzi din reclama respectivă. Auzi ceva, 10 secunde sau 15. Ceva de genul ăsta. Adică și aici e un cost. Omul respectiv care, dacă ești pasionat și poți să o integrezi în flow-ul tău de lucru și ai timp de chestia asta, poți să o faci. Dacă nu, trebuie să plătești pe cineva. Și aici de-aia am menționat la început care sunt obiectivele. Ai pasiune și vrei să o transformi într-un business și să fie un canal de podcast sustenabil, adică să te poți să te susții, să poți să te promovezi și așa mai departe, sau e unul de companie unde ai primit un task sau, mă rog, ești pasionat în zona de media și compania respectivă te bugetează și îți spune ok, ce ai nevoie, nu mai introduci reclamă, dar faci branding și awareness pentru compania respectivă. Sau poți face branding și awareness pentru alte companii cu acest tip de conținut pe care l-ai deja și atunci te adresezi tu către compania respectivă. Adică sunt mai multe modele de business la care ne putem gândi. Da. Întreg, ai spus o chestie foarte interesantă și exact asta mă gândeam. Ca să fac o paralelă cu, hai să zicem acum, nu știu, 10 ani, zic așa. Atunci la început creștea foarte mult exponența site-ului. Toată lumea trebuie să-și facă un site. Astăzi a ajuns absolut aproape obligativitate. Dacă n-ai un site, ce mai cauți? Bă, unde exact. În economia asta. Acum, în ziua de astăzi, cel mai important lucru nu e neapărat să-ți faci site-ul, ci cum îl promovezi, cum și unde îl promovezi, pentru că sunt atât de multe. Încă nu știu dacă suntem acolo, dar foarte curând vom fi, dacă nu suntem poate deja pe acolo, și la podcasturi. Când vor fi foarte multe podcasturi, pentru că mi-e clar că o să fie din ce în ce mai multe, de ce n-ar fi, până la urmă, video marketing explodează, va fi foarte important, ok, nu doar să-l faci, ci și să-l și promovezi. Și din punctul ăsta de vedere, unde consider că la momentul actual sunt printre cele mai bune locuri, că nu cel mai, dar printre cele mai bune locuri ca să promovezi un podcast? Păi, o strategie coerentă și o strategie care să cuprindă mai multe canale începe cu trei, spunem, idei. Ce pot să fac pe termen scurt, ce pot să fac pe termen mediu, ce pot să fac pe termen mediu și lung. Aș utiliza rețelele socializare. Existente deja, care au un algoritm și mă pot folosi la sensul bun de algoritmul respectiv, în sensul că dacă promovez un anumit tip de conținut cu o anumită frecvență, cumva mă ajută și algoritmul respectiv. Facebook, Instagram. Facebook, Instagram și YouTube. Da.
Păi și YouTube, de fapt, e o rețea de socializare. E o rețea de socializare care are în continuare, poate nu e descoperit așa de mulți, dar poți să creezi posturi, poți să creezi în comunitatea respectivă, ca și pe Facebook, poți să explorezi. Acum s-au introdus și story-uri, acum se vor introduce și conținutul de tip 60 de secunde, ca la TikTok, și se vor numi shorts. Și aici YouTube-ul vrea să recupereze piața de mobile. Piața de mobile și piața de conținut scurt de 60 de secunde, introducând această deocamdată, e disponibil doar în America. Apropo de TikTok, ai încercat? Da, suntem și acolo de ceva vreme, cred că o lună de zile avem. Și are succes? Avem cam 100 de vizualizări, ascultări per fiecare, avem vreo 10 videouri, dar n-am depășit 200 de ascultări, dar e ceva prematur. Dar încercăm și acolo. Deci m-aș folosi de aceste rețele consacrate să aduc și să generez trafic cu ajutorul algoritmului respectiv, al platformei respective. Aș încerca și conținut tip premieră și conținut tip live. El face diferența între conținutul încărcat, conținutul tip premieră și conținutul tip direct. Transmisie live. Transmisie live. Acolo aș încerca toate cele trei variante. Plus că aș încerca și cu Clubhouse sesiuni scurte, mai nouă rețea, care e dedicată conținutului de voce. Da, păcate doar pe Apple. Din păcate doar pe Apple, deci îți restrânge piața. Cumva, din ultimul studiu în România, era undeva 20%, 25% din utilizatori de telefoane mobile sunt pe zona asta. Dar s-ar putea ca ea 20% să fie aia cei mai importanți pentru tine. Da, posibil. Și cumva ponderea în podcastul tău să fie mare. Deci aș utiliza aceste rețele. Acolo aș utiliza variante sesiuni mai scurte, în care să încurajez oamenii să spună ok, am intrat 10 minute aici, 15 minute, continuăm podcastul pe rețeaua X sau Y. Aha, asta ar fi în primă fază. Aș investi în zona de marketing, aș construi și un site paralel, dar site-ul și SEO nu se întâmplă de azi pe mâine, cumva lucrurile trebuie să... Asta e promovarea pe timp mediu. Da, exact. Mediu și lung. Mediu, după care din site m-aș duce în offline. Și aici, în offline, aș căuta parteneriate în zone de interes comune, cum ar fi companii, să fac podcastul din compania respectivă, să-i fac promovare și companie respective, sau să mă duc la târguri și evenimente și să fac podcasturile de acolo și să aloc reclamă gratuit, într-adevăr, companiei respective, ca să pot să fac un endorsement. Ăsta e un mare avantaj al podcastului, că practic toată lumea are interes și dacă eu sunt pe nișa asta și tu ești cam tot pe nișa asta sau foarte apropiată și tu ai interes să vii la mine și eu la tine, exact. Și atunci e foarte de interes cross-promotion-ul. Avem însă două întrebări de la niște ascultători. Unu, dacă e la podcast, dacă amândoi sunt fizic în studio, de ce au nevoie de căști? Și a doua întrebare, ce soft pentru skip sau pentru inserarea reclamei cu skip folosești? Păi, în primul rând, mulțumesc pentru întrebări ascultătorilor. În primul rând, ar trebui să ne gândim de ce avem nevoie de căști. Da, dacă suntem noi fizic în studio. Dacă suntem noi fizic în studio, ai nevoie să monitorizezi, cel puțin gazda. E obligatoriu să asculte modul în care se aude. Și al doilea aspect important este să-ți dai tu seama cât de departe sau cât de aproape ești de microfon. Aha. Invitatul sau invitații care sunt fizic în studio își vor da seama în momentul în care fac o înclinație sau mai la stânga, mai la dreapta, își dau seama că se aud foarte slab în cască și automat vin mai aproape. E foarte important acest aspect. Astea sunt două aspecte care sunt importante. Asta fac o paranteză. Asta ar putea, să zicem, să fie rezolvat și dacă nu au ei căști, dar există o a treia persoană, un fel de supervisor sau nu știu. Sunetistul. Sunetistul, da? Exact, da. Asta înseamnă costuri suplimentare în business. Da, corect. Postproducție, sunetistul. Dacă tu ești gazda, e obligatoriu să ai căști, asta în primul rând, și doi, dacă recorderul respectiv sau placa de captură sau sunt mai multe variante, are gain control și pe sunetul invitatului și pe sunet. Ar fi bine să ai, deci ar fi bine să ai gain control peste tot. Asta e un fel de automatizare de volum care se încerce să ajusteze cumva ajusteze volumul. Dacă nu ai automat, faci manual și atunci. Aha. Dar ideea este la podcast, concentrarea este pe voce, iar invitatul și tu trebuie să fii aproape de microfon. Doi, softurile care sunt utilizate nu sunt softuri, ci sunt, noi lucrăm mai puțin cu softuri, lucrăm mai puțin cu hardware și folosim produsele de la Zoom, Z-O-O-M.
Aceeași firmă cu cei care fac și transmisiunile? Nu, sau? Sunt, sunt produse diferite, sunt produse profesionale pentru înregistrare și pentru filmmaking, dar au recordere audio foarte, foarte bune. Pot să dau un exemplu, H4, H5, H6 și așa mai departe. Deci produsele de la Zoom pentru înregistrare audio. Acolo poți să izolezi sunetele și le poți înregistra separat. Iar acolo, după ce ai scos SD card-ul sau dacă este cuplat cu un computer, poate cu USB-C, acum sunt pe nou protocol, le poți înregistra și la post-producție inserezi jingle-ul respectiv. Și ai pus reclama la început și la final. Asculți podcast-ul și ulterior... fie că se introduce pe Spotify, fie că se introduce pe YouTube sau pe orice altă rețea, omul respectiv aude reclama aia. Bineînțeles că playerele din toate rețelele îți dau posibilitatea să dai skip. Nu neapărat la toată reclama, ci dai câte 5 sau 5 secunde sau 10 secunde. Dar reclama o introducem în manual, în postproducție. Aha, ok. Da. Ok. Sper că am răspuns și cu mare drag răspund și la alte întrebări. Cu plăcere. Mersi. Bun, așa. Acum să continuăm unde rămăsesem. În esență eram pe zona de promovare. Deci practic spune așa, pe termen scurt social media. Clar, și YouTube. Da, să folosesc algoritmul de acolo pentru că algoritmul de acela mă oferă o creștere și vizibilitate rapid. Dacă eu sunt consistent și nu pun un episod pe lună și aș pune un episod la câteva zile sau la o săptămână, aș fi eficient. Care crezi că e pentru YouTube cea mai, hai să nu spun cea mai bună, în esență o frecvență optimă sau bună ca să începi să crești cât de cât? Sunt acum YouTuberi care au câteva milioane de followeri și sunt YouTuberi care au câteva sute de mii. Părerile sunt împărțite. Evident că YouTube, și eu aș face la fel dacă ar fi business-ul meu, favorizează creatorii de conținut care au o vechime în spate, dar îi favorizează și pe cei mai noi, în sensul că introduc din ce în ce mai multe tool-uri care să te favorizeze. Încărcare rapidă, încărcare în sensul că procesarea poate fi imediată, în sensul că ai pus video și în câteva secunde e disponibil, chiar la o variantă scăzută de rezoluție. Plus că îți dă posibilitatea să faci live-uri mai repede și aici te poate ajuta. Dar eu zic că o prezență de la 2-3 zile acolo să fie conținut ar ajuta foarte mult, iar algoritmul trebuie să vadă toate tipurile de conținut, adică te ia în calcul dacă vede și un live, vede și o premieră, vede și o încărcare normală, vede și o încărcare programată, adică să folosești mai multe tool-uri și în același timp, bineînțeles, engagement-ul pe platforma YouTube este king, în sensul că un comentariu, un like poate crește acel video și diferă de la creator de conținut la creator de conținut pentru că trebuie să încerci. Să încerci, cum să... Engagement-ul îl faci în general cerând, adică îl faci și cerându-l. Și încerci modalități de adresare la început, la final și la mijloc, aș putea spune, înainte, în timpul și după, prin care cer publicului să... Deși, uite, noi nu am cerut comentarii, mulțumesc că au fost comentarii, le cerem. Cei care au întrebări în această industrie sunt bine deschiși sunt bineveniți să ne întrebe. Noi suntem deschiși să răspundem oricare întrebări. Și de asta zic, te va lua în calcul în momentul în care comentariile se adaugă și tu răspunzi, la ele. Și atunci cumva YouTube, algoritmul consideră că e ceva relevant în acea zonă și îl va arăta. În general, dacă te uiți pe canale de YouTube, și noi avem mai multe canale de YouTube, ai să vezi că peste 80% din traficul nu este peste 80% din traficul din canal nu este de la abonații tăi. De la alții principali de alți abonați și alte recomandări. Da, da. Deci asta vis-a-vis de YouTube. Dar asta e mediu scurt. Mediu lung, site-ul propriu, platforma proprie, unde poți evident să monetizezi nu doar prin video, nu doar prin reclamă audio, ci și prin reclamă video, dar și prin reclamă grafică. Pentru că pe site poți să introduci diverse bannere, diverse parteneriate, poți să faci lead generation pentru adrese de e-mail și poți să spui că asculti newsletter. Da, te invităm să asculti următorul podcast dacă ne lași e-mailul tău. Uite, e un podcast exclusiv, nu-l avem la public, poți să închizi acea secțiune, sunt o grămadă de
platforme care îți dau posibilitatea să închizi anumite secțiuni din site. Da. Și atunci, dacă vrei să asculți acest podcast, lasă-ne adresa ta de e-mail și ți-l trimitem, îți trimitem playerul pe e-mail. Și atunci, crescând bază de date și pe e-mail, poți crea o comunitate mai sănătoasă care să răspundă, după care poți crea un grup, să le dai pe e-mail, să spui, uite, grupul ăsta poate să fie pe WhatsApp sau pe Facebook, unde consideri, depinde de subiectul grupului. Și acolo să începi să crești și engagementul. Dar adresa de e-mail întotdeauna îți va rămâne la tine. Fie că Facebook sau YouTube schimbă algoritmii, tu rămâi cu adresa, tu rămâi cu adresa ta, de e-mail. Ia ta, deci mediu și lung. După care aș merge în industriile conexe și aș face aș participa la evenimente respective și aș face endorsement pentru firma respectivă și firma respectivă m-ar endorsa pe mine și cumva aș deveni popular. Și bineînțeles, în funcție de bugetul pe care l-am, aș investi și în reclamă clasică, adică în tot ce înseamnă advertising clasic. Advertising plătit, adică. Plătit, da, plătit, în funcție de buget. Asta e mediu și lung, adică la început, da, poți să ai buget. La început, dacă ai buget, dacă nu, te zbați. Dar, repet, calitatea podcastului îți va oferi și pe termen lung, să spunem, și un buget, în sensul că oamenii vor aprecia calitatea și au termen de comparație. Dacă înainte, pentru anumite produse, în România mai mergea, să spunem, și o calitate mai redusă, acum oamenii au comparații. Văd în internet internațional, văd cum se aude, aud, văd, observă și spun, stai puțin, că aici calitatea... Da. Adică se poate face ușor diferență. Apropo de buget, uite, mai avem o întrebare. E cineva care spune, dacă am înțeles foarte bine întrebarea, ce crezi că ar fi mai cumva important sau ce prefera, să zicem, o frecvență bună a postărilor, gen pe YouTube, adică faci videoclipuri, podcasturile postezi regulat, sau un buget de promovare? Aș merge, eu personal, noi mergem pe ambele. Pentru că bugetul îți oferă acces mai rapid decât algoritmul către un client nou, către un public nou, îți propagă mult mai multe vizualizări și automat crește, dar dacă nu există varianta la început de buget, eu aș lua un calcul, pentru că YouTube încă nu e scump în România, din punctul meu de vedere. Da, și nici mie nu mi se pare, e foarte ieftin. Să plătești 5 lei pe zi, la un exemplu clasic, testăm în fiecare zi. Am început... Înseamnă 105 lei pe zi, asta înseamnă 150 de lei pe lună. 150 de lei pe lună. E mai puțin decât un coșul mediu la ori hipermarket. Și să înregistrezi pe un video peste 30.000 de vizualizări, din care să convertești poate 100 de clienți. E super... Mie mi se pare că încă nu e scump și trebuie folosită. Este exact cum era Google Ads acum câțiva ani. Acum mulți ani. De-aia zic că este momentul să gândim ambel. Nu știu dacă acceptă mai puțin de 5 lei pe zi. Acum noi am încercat și cumva nu ne-a mai dat în contul nostru, nu ne-a mai dat voie să punem mai puțin. Încercăm să ne ducem cu cât mai puțin să vedem cât putem să minimizăm costul și să mărim leverage-ul. Dar ne-a lăsat cu 5 lei pe zi. Acum 3 zile am avut ad-ul ăsta. Așa, de curiozitate, ai idee cam cât e la tine un subscriber? Dacă ar fi să calculezi, să estimezi costul per subscriber? Costul per subscriber este undeva la 27-29 de lei. Aha. Cam atât ne costă, cu reclamă cu tot. Dar dacă este... Dacă el... Și noi avem gradul ăsta de retenție, să stea 3 luni în platformă, deja după a doua lună ieșim pe amortizat. Profit. Amortizat, da. Da. Okay. Deci avem clienți și care au un grad de retenție de 8 luni, 9 luni pe an. Adică, pentru că avem diverse oferte, în sensul că poți să intri și să iei o ofertă cu 3,99 și să ai acces 3 luni, sau 4 luni, sau 2 luni, în funcție de asta, cumva 7-8 luni pe an noi avem în platformă acolo. Da. Uite, bine că ai spus de chestia asta. În România, marea majoritate a oamenilor sunt cam obișnuiți să aibă conținut gratuit. Da. La televizor, gratis. Pe YouTube, gratis. Pe site-uri de știri, de presă, gratis. Facebook, gratis. Unde e, gratis. Cât de mare e, sau cât de ușor e, de fapt, ca să treci de la un conținut, ia gratis, moca, da, la conținut plătit? Păi, în primul rând, trebuie să te gândești că trebuie să oferi publicului ceva diferit față de ceea ce este. Nu neapărat în forma grafică, ci foarte mult în sensul că poți să-i oferi conținut aplicabil pe problemele sale. Adică dacă ți-ai ales o nișă
Și cum am ales noi să începem cu zona economică, deși acum ne ducem și în partea de personal development, adică dezvoltarea ta individuală, fie că ești la job, fie că ești în afacerea ta, ai nevoie să crești și ai nevoie să, cel puțin, să-ți dai boost la skill-uri noi. Și trebuie să-i oferi exact soluțiile aplicabile pe problemele respective, să încerci să discuți cu echipa și cu oamenii care sunt în prezență în emisiune. Uite cum am dat aici o grămadă de tool-uri, o grămadă de lucruri care se pot aplica de mâine în podcast și o grămadă de lucruri care le poți urmări în același timp și să dai soluții la probleme reale și, într-adevăr, să vii cu studii de caz reale, concrete, cu firme. Dau un exemplu. Astăzi am avut un video despre indicatorii de performanță financiară ai companiei. Care sunt, cum îi urmărești, ce ar trebui să urmărești și care sunt top greșelile întâlnite după pandemie. Și cu un analist. Cu un expert contabil care este la o companie foarte mare, nu-i dau numele că nu e momentul acum și nici nu avem protocolul ăsta stabilit înainte, care a venit și a spus concret care sunt greșelile, care sunt indicatorii financiari de urmărit, care sunt politicile de cash flow și de bugetare în momente de criză, pentru că trebuie să te adaptezi în anumite situații. Și cumva, dacă acoperi o arie mai largă, deși la început e bine să începi cu o nișă mică, mai nișat, tocmai pentru a câștiga publicul în zona respectivă, după care poți să diversifici. Ca elefant. Da. Iar aici, nefăcând, cum să-i spunem, rabat la calitatea și la misiunea ta inițială. Da. Pentru că, cumva, dacă te depărtezi de misiunea inițială, e posibil să te confunzi cu ceilalți să intri și în alte zone. Dar ca să faci o diferență, unul, conținutul trebuie să fie premium, original, neduplicat în altă parte. Okay. Adică nu-l mai pui și pe YouTube și pe Facebook și vrei ca să-ți intre pe platformă să-ți plătească un euro pe lună, nu-l mai pui. Poți să pui hook-uri acolo de 3 minute, de 5 minute, de 7 minute, nu mai mult de 20%. E recomandat. Tocmai de aceea și trailerul unui film durează cât durează, variază, dar nu spune tot filmul. Altfel nu te mai duce la film să cumperi biletul. Și atunci, pornind de la gândul ăsta și de ce ai plătit pentru... Trebuie să faci trailere bune și trebuie să faci postări astfel încât să-i faci curioși pe oameni și să vadă valoarea din primul minut. Ok, te întrerup aici pentru că trebuie să ne așteptăm un pic de publicitate. Perfect. Astăzi alături de noi un om cu totul ieșit din comun, care pare a nu ști ce este înfrângerea. Astăzi o să avem o șansă unică de a vedea budismul aplicat în viața reală. Care mi-au rămas în suflet. Se cheamă și pe tine, Irina. Povestea pe care o vezi și care îți place sau nu-ți place este spusă de cineva. Care este filmul care v-a fascinat în copilărie sau, dacă nu în copilărie, în adolescență? Dedic această ediție reinventării de sine. Nu cred într-un destin care ți-a fost scris și acum trebuie să te supui lui. Nu. Stă în puterea mea să schimb ceva. Este o emisiune care a început în perioada grea a pandemiei, pentru că în perioada grea a pandemiei tot mai mulți s-au reîntors pe carte. Mereu am zis că eu mă ocup cu călătorile atât interioare cât și exterioare. Discuta despre adolescență în condițiile unei lumi bulversate. Și să vedem ce se poate face, ce există, ce înseamnă antreprenoriat social în România. Vă invit să discutăm despre întâlnirea Sua China din Alaska. Cum vi se pare această sabie care mi se tot flutură de ceva timp pe deasupra capului în diverse formulări? Și vom vorbi despre ce înseamnă ecologia.
și vrei, nu vrei, îți place, nu-ți place și tu ești impactat de modul în care funcționează chakrele tale. Ce vor tinerii din ziua de astăzi? Despre cum ne găsim și cum ne construim și cum ne autodefinim identitatea. Maica Tereza nu a fost doar un personaj pozitiv. A fost un personaj cel puțin controversat. Știind ce vrei să obții în acea zodie, în funcție de caracteristicile ei din această perioadă energetică, poți planta semințe. Asta e fața ta, asta e oglinda, te-ai spălat pe mâini și îți pui tu fondul de ten și zici că nu-i mare brânză. Nu ne vom duce în detalii despre sănătate neapărat, ci despre o viață frumoasă. Sunt Simona Muscă, iar astăzi încercăm să aflăm care sunt secretele unui zâmbet sănătos. Te admir, te îndrăgesc, te iubesc și mă bucur că am posibilitatea să-ți și spun uitându-mă în ochii tăi. În seara aceasta îl avem ca invitat pe marele maestru de isprăvi, cel mai mare, cel mai tare om din digitalul românesc. Provocările prezentului, nivelul la care am ajuns și ce ne putem... Am revenit. Exact despre asta, de aici vreau să continuăm. Vorbeam în pauză că, în esență, media clasică, televizor, să zicem, trebuie să fie generalist, pentru că trebuie să fie pentru teoretic cam toată lumea și trebuie să fie cam pentru toate subiectele, ceea ce înseamnă că nu poți să prezinți, uite, ai un subiect, zice, nu știu, promovarea unui podcast, dau un exemplu foarte specific, știi? Ai mult de vorbit, chiar și tu ai spus, uite, avem trei exemple, pe termen scurt, mediu și lung, o grămadă de vorbit la fiecare. Dacă vrei, și asta se leagă în ce spuneam eu, că dacă vrei să iei niște bani de la oameni, în esență trebuie să fii cu informație reală, palpabilă. Și asta nu poți să o faci decât dacă te duci în adâncime. Iei un subiect foarte precis și vorbești mult despre el și vorbești, adică prezinți pendelete subiectul respectiv. Da, acest tip de conținut și această oportunitate de a vorbi pe un subiect și a-ți alege nișa este o oportunitate, pentru că televiziunea nici n-ar avea cum să acopere astfel de subiecte, pentru că o televiziune trebuie să acopere foarte multe subiecte într-o zi, sunt foarte multe titluri, foarte multe știri, zona de știri. Încă e o zonă foarte puternică și foarte consumată de public. Poți să ai și podcast pe știri, poți dacă ai. Vrei. Da. Ai încercat? Nu, n-am încercat, dar eu cred că aici nu m-aș lupta cu giganții, adică m-aș uita puțin să văd în zona asta. Poate să am un podcast în zona de știri tot așa dedicat și să merg doar în zona de știri pentru e-commerce, spre exemplu, și sau știri de social media cu update-uri din platforme. Și să-mi aleg tot așa o nișă în care să anunț știrile, spre exemplu, uite, YouTube Shorts e disponibil în Europa în câteva săptămâni. Ce se întâmplă cu acest YouTube Shorts? Este o funcție nouă care vor avea toți abonați YouTube, nu trebuie să ai 1000 de subscriberi. Sunt anumite tips and tricks care se rostogolesc rapid și publicul le caută, dar nu toți au acces la ele sau nu știu toți să analizeze rapid. Și atunci aș merge pe o nișă de genul ăsta și, exact cum am spus, subiectul e de discutat. Dar mi-aș alege și nu m-aș duce pe news general. Acum, știi, uite, mă uit un pic, fac o paranteză cu ce se întâmplă afară, apropo de podcast de știri. Sunt o grămadă de podcasteri mari de știri, dar ce fac de fapt? Nu comentează toate știrile așa la modul general, ci luăm o știre, nu știu, uite, conflictul din Israel, fâșia Gaza, știi? Ok, hai să vorbim exact despre subiectul ăsta. O știre generalistă îl prezintă, nu știu, 5-10 minute. Maxim, poate nici atât, știi? Dar dacă vrei să ai cu adevărat o informație în care cineva să-și dea seama, ok, de unde s-a plecat, care-i tot istoricul, de ce e așa, de ce nu e așa și așa mai departe, atunci e clar că nu o să poți să faci chestia asta în 30. Exact. Și atunci, dacă mă uit la podcasturile de afară, ce se întâmplă este că avem podcasturi dedicate pe anumit subiect. Care e subiectul la știre? Uite ăla, ok, hai să ne strângem 1, 2, sau fi 3 experți pe subiectul ăla și hai să-l vorbim pe îndelete. Și are valoare în felul ăsta. Deci, practic, poți să faci și podcasturi, și dar trebuie să dai valoare adăugată știrii respective. Și da, adică să mergi în profunzime. Da, exact, în profunzime. În profunzime și să dai context înainte, în timpul și după evenimentul respectiv, trebuie să te duci puțin înainte de ce a provocat, exact ca în istorie, cum ai prezentat-o
o cauză istorică și te duci acolo ce a provocat, cum a provocat, cine, cum și așa mai departe. Trebuie să înțelegi contextul. Trebuie să înțelegi contextul. Exact. Și atunci cumva ai nevoie de o oră, o oră și jumătate. Poate chiar și mai poate mult. Chiar și mai mult. Depinde, să da. Povestești și să ai și 2-3 invitați, poate să ai și un call telefonic cu alt invitat și să-l înregistrezi în podcast, pentru că e chiar crește zona asta de invitat extern în podcast, cum ar fi un expert sau cum ar fi o altă opinie a unui expert și îl poți invita în podcast și să-l înregistrezi în timp real. Asta, bineînțeles, dacă ai setup-ul necesar, pentru că e destul de provocator să sincronizezi toată lumea. De-aia e bine să ai și căști, da. Apropo de întrebarea, că altfel nu poți auzi invitatul din podcastul extern. Aha. Care asta, este... asta dacă sunt mai, cumva mai multe zone. Eu da, sunt aici, el e exact. Acolo. Unul este în America, noi doi suntem aici în studio și aha, cumva trebuie okay. să auzim ce ne spune coparticipantul nostru din America și atunci ca să existe un debate în timp real ai nevoie de setarea asta tehnică. Dar, așa cum am spus și la început, trebuie să-ți vezi obiectivele, trebuie să vezi ce modele de business poți să aplici. Poți să mergi pe încasare directă și să mergi pe un site, dar asta trebuie la început să construiești un site. Nu știu dacă asta e strategia pe termen scurt, revin la strategia pe termen scurt, mediu și lung. Și aici stabilești lucrurile, stabilești bugetele și vezi care sunt modele de business care te pot susține și crește în același timp. Pentru că orice pasiune care tinde să crească trebuie hrănită cu da. Scule noi, cu gadget-uri noi, cu conținut nou, cu timp, muncă. Timp, muncă, o postprocesare mai bună, o promovare mai bună și așa mai departe. Toate cresc exponențial. Da. Cât de, apropo de promovare și de asta, hai să zicem promovare un pic, nu neapărat cu bani, ci promovare gratuită. În esență e un avantaj mutual. Dacă eu am podcast, dacă tu ai un podcast, e un avantaj mutual să facem corect. Împreună. Dar, de exemplu, pentru firmele mari care poate mai au podcasturi, cât de mare e deschiderea la, ok, hai să vină, să nu știu, reprezentantul băncii X, reprezentantul magazinului, hipermarketului cunoscut Y. Cât de mare e deschiderea pentru podcasturi? Este deschidere. Noi am avut experiența chiar a unui CFO dintr-o bancă mare din România. Nu-i dau numele că nu știu dacă avem încă protocolul, care a venit și a făcut un podcast la noi în limba engleză. Okay. Și există această deschidere. Chiar avem de curând și o altă bancă în procesare și chiar ar fi al treilea. Deci încă două, au mai fost încă două podcasturi și acum urmează și al treilea, în post-procesare. Deci chiar dacă au banca respectivă are podcastul propriu, este vorba că orice companie și orice brand caută și altă audiență. Ori dacă tu ai de-aia și faci podcast-ul, exact. Adică să te vadă nu lumea. Nu înseamnă că compania respectivă, chiar dacă are bugete de promovare poate de 100 de ori mai mari decât ale tale, poate să ajungă la micronișa ta. Iar micronișa ta poate să existe un client, un singur client, care să fie important pentru banca aceea, care poate prin alte modalități, networking, evenimente și alte... Nu atinge. Nu reușești să ajungă la el. Și atunci tu cu un micronișa ta, chiar dacă tu, spre exemplu, micronișa asta e mică, e undeva la 100.000 de oameni. Care nu e chiar așa de mică, de fapt. Da, raportată la, mă rog, la niște audiențe generaliste, oamenii spun, e mică nișa. Da, da, da. Zis, audiențe generaliste pe zona de business nu e mică deloc pentru România. Pe zona de business nu e mică deloc. Și asta spun, sunt oameni care vin și ar fi a treia bancă și sunt deschiși deja. Deci am avut anul trecut un podcast și anul ăsta avem două. Cu oameni care și reprezentanții unor companii internaționale care au bugete de podcast. Adică nu e problemă de bani. Nu e problemă de bani. Da. Dar din zona vedetelor, sunt cât de cât deschise vedete la noi să vorbească și de altceva decât discuții de astea de vedetă, mai pe business, pe chestii de astea, sunt discuții. Da, sunt deschise. Am avut chiar invitații și de la alte televiziuni concurente și oameni de media cu foarte multă experiență în spate, care au și propriul business și au și propria audiență pe TV sau propria audiență în general. Pe video sau unde? Pe video, peste tot, care au venit la discuții cu noi, având, să spunem, emisiuni dedicate, tocmai am împărțit podcasturile în anumite categorii, le-am segmentat pe toate. Da, clar. Exact. Și segmentându-le am câștigat nișele respective. Aha. Și segmentăm foarte bine și începând fiecare proiect, când gândim un proiect de podcast, îl gândim pe o nișă acum. De exemplu, dacă luăm parenting-ul,
o să mergem către zona aia și o să mergem să aprofundăm acea zonă a parentingului, să vedem, să facem un podcast de parenting. Uh-huh. Să vedem ce resurse ne-ar trebui, cum ar trebui, care sunt specialiștii, cum punem problema, cum au pus alții problema până acum. Analizăm overall și scoatem, practic îmbunătățim deja produsele de pe piață, astfel încât să putem monetiza fie printr-un abonament, fie printr-o reclamă a unui brand. Când spui că vrei să segmentezi, faci un canal YouTube sau pagină de Facebook separată sau o secțiune separată în platforma ta? Facem acum facem și pagini de Facebook separate, tocmai pentru a fi audiențe diferite și a avea și controlul și grupuri diferite, dar facem și în platformă facem categorie separat. Dacă vrei să te abonezi doar la parenting sau doar exact, la business sau doar la... Aș vrea să văd doar conținutul și să plătesc X sumă doar pentru... Nu mă interesează că ai 68.000 de ore de conținut. Da. Vreau doar să intru pentru vânzări. Am înțeles. Și aici îmi selectez și sunt oameni care spun ok, dăm un abonament pentru doar secțiunea de vânzări mă interesează. Am înțeles. Aha, ok. Și atunci, cumva de aici a venit și ideea de public și de programe educaționale. Până la urmă, putem să le spunem și programe educaționale pentru că ai o serie, să vedem un sezon, dau exemplu la vânzări, ai 4 sezoane în care sunt invitați manageri, directori de vânzări, directori de vânzări naționali, regionali, de la marile companii din România. Oamenii spun exact cum au reușit ei să motiveze echipele de vânzări și cum au reușit, prin ce tehnici și prin ce informații. Și cum au reușit să meargă mai departe. Evident că este o promovare și a companiei, da. Dar omul ăla vine și dă valoare în podcastul nostru. Și de aici... mai întreabă ăștia... Dar nu știu care e fata. Deci că e o întrebare, ceva dacă faci un podcast cu tipul cu musca. Nu știu care e. Știi care e tipul cu musca? Că nu știu care e tipul cu musca. Știu că e ceva viral pe internet, dar nu știu exact acum cum se numește. E un tip care a fost la voi în studio pe aici, nu știu exact. Aha. Da. Nu știu. Okay. Nu știu cine. Sincer, nici eu nu știu. Exact, am auzit că e ceva. Mă rog. Da. A devenit foarte viral pe parcurs, dar nu știu exact. Da. Cât de mult contează invitatul la un podcast? Aș putea spune că poate să facă până la 50-60% din reușita podcastului, pentru că de cealaltă parte trebuie să aibă un interlocutor pregătit, care să aibă temele făcute, să fie o gazdă bună, să fie, să poată să scoată. Invitatul poate să fie extraordinar dacă interlocutorul nu adresează întrebările bune sau dacă tehnica te lasă sau și nu poți să faci nimic, cumva din succesul. Dacă aparatul să strică. Aparatul, nu știu, aparatele care sunt acolo. Înțeleg. Deci trebuie luat în calcul, dar invitatul într-adevăr poate să conteze până la 50-60%. Dar pus într-un context din care să poți să scoți la sensul bun de la el cam ceea ce și-ar dori publicul. De aici vine și munca de informare înainte, să te informezi cu publicul, să faci sondaje, să asculți publicul, să dai formulare de feedback după fiecare pe e-mail, noi așa facem, să întrebi v-a plăcut, nu v-a plăcut, ce ar trebui să îmbunătățim, ce credeți că ar fi mai important din perspectiva voastră, în următoarele emisiuni să abordăm antreprenoriatul, business-ul, vânzările, marketingul și așa mai departe, și avem formulare și avem exact cu puncte să bifeze foarte simplu un formular de feedback. Ce i-a plăcut și ce nu i-a plăcut. Ce i-a plăcut și ce nu i-a plăcut, da. Mai avem mai puțin de amint, o singură întrebare scurt. O chestie care nu prea îmi place mie așa, în media din România, este că foarte multă lume cumva, când e vorba de TV sau mai ales televiziune, asta un pic mai diminea la podcast, toată lumea trebuie să prezinte un fel de mască, totul trebuie să fie perfect, totul trebuie să fie adică absolut perfect, știi? Și atunci există așa un fel de percepție că e un pic artificial, știi? Un pic de artificialitate. Da. Una din chestiile pe care moderatorul podcastului trebuie să facă e trebuie să-l relaxeze cumva și să-l scoate din masca asta pe invitat. Și uneori am văzut că mai merge și o berică. Ai folosit berica? Nu, n-am folosit, dar am folosit alte modalități de relaxare. Fie o muzică, fie un ambiental, fie un video înainte, fie hai să vedem ce au povestit colegii mei în episodul trecut.
Ce părere ai despre... Cumva și-am mutat atenția către... Către altceva. Și după aia duci pe invitat. Da, am folosit o altă emisiune sau un alt podcast scurt tăiat și spun, uite, ce părere ai despre... Hai să discutăm puțin despre asta. Nu discutăm despre subiectul de astăzi. Nu există perfect. Există perfectibil în timp. Am înțeles. Da. Adică lucrurile se vor concretiza pentru fiecare dintre noi în timp la momentul potrivit pentru fiecare. Asta dacă ne vom da și timp. Adică dacă după 2 luni renunțăm, cred că nu ți-ai dat timp suficient să vezi. Lasă-ți un an. Da. Chiar și un an jumate să vezi cum evoluează lucrurile, să înțelegi și overall, ce poți să îmbunătățești. Nu poți în câteva luni, da, zic că pe termen scurt e un job pe care trebuie să înveți să-l faci, da, până la urmă. Da. Ok, îți mulțumesc mult. Asta nu e podcast și timpul s-a terminat, din păcate, da. Mai aveam multe de spus. Da, asta e, cred că mai e, păi mine mai ia la bătaie. Ok, mulțumesc mult pentru prezentare și pentru participare. Și vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Rămâne să ne auzim săptămâna viitoare cu alt subiect din zona de business. Până atunci însă, o seară cât mai bună, o săptămână cât mai bună și rămâneți în continuare cu Canal 33.